Ziua Internațională a Voluntarilor oferă organizațiilor și voluntarilor ocazia de a celebra munca în folosul celorlalți, de a împărtăși valorile voluntariatului și de a le promova în cadrul comunităților și a organizațiilor neguvernamentale. Și cum această zi este una chiar înainte de Moș Nicolae, copiii de la grădinița cu program prelungit numărul 2 din Râmnicu Sărat s-au gândit să fie ajutoarele moșului. Ei au strâns dulciuri, hăinuțe și jucării pe care astăzi le-au oferit celor care au mai puțin decât ei, copiii de la centrul de zi Pitici. Ce ai adus tu pentru copiii de la centru Pitici? Ce le oferi astăzi? Jucării și îmbrăcăminte. Te bucur că te duci astăzi la ei să le faci un cadou? Eu am adus ăștia jucării. Și hăinuțe. Te bucur că te duci astăzi la ei în vizită și le duci cadouri? Da. Este al patrulea an în care încercăm să le aducem o bucurie copiilor de la centrul de zi Pitici și de ce nu să ne aducem și nouă o bucurie, bucuria de a oferi daruri, bucuria de a face activități de voluntariat. Până la urmă acesta este scopul, să învățăm pe cei mici, pe copiii noștri, că este frumos să fii voluntar, să oferi. Și elevii de la școlile gimnaziale numărul 1 și numărul 2 au vrut să facă o faptă bună astăzi în ajun de Moș Nicolae. Ei au strâns jucării și rechizite pe care le-au donat secției de pediatrie a Spitalului Municipal. Școlile gimnaziale 1 și 2 s-au străduit să participe la dotarea cu foarte multe jucării și rechizite pentru secția de pediatrie a Spitalului din municipiul Râmnicu Sărat. Pe această cale mulțumesc elevilor, cadrelor didactice, părinților care s-au implicat. Ne-am gândit să facem o bucurie secției de pediatrie de la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, aducând o serie de jucării pentru minunații copii, care din nefericire sunt puțin bolnăviori, dar sperăm noi că Moș Nicolae va veni și cu multă sănătate. Ziua Internațională a Voluntariatului a fost înființată în anul 1985 de către Organizația Națiunilor Unite, însă în țara noastră este sărbătorită din anul 2000.